Fundația Emaus din Iași, în colaborare cu Primăria Municipiului Iași, desfășoară de luni până vineri o inestimabilă acțiune umanitară în diverse zone ale orașului. Cu determinare și compasiune, voluntarii și asistenții sociali oferă 80 de porții de mâncare și apă rece persoanelor fără adăpost sau aflate în situații precare. 50 dintre aceste porții sunt posibile datorită generozității Primăriei Municipiului Iași, care finanțează această inițiativă în cadrul Programului Municipal de Finanțare a Proiectelor Societății Civile 2023. Diferența de costuri este acoperită din bugetul fundației sau din sponsorizări din comunitatea locală. Programul de masă din stradă este sufletul Emausului, așa s-a născut Emausul. Acum foarte mulți ani, în 1996, când au început ei să meargă în stradă, practic așa mergeau cu o masă, cu porții de mâncare caldă. Pentru că e ca în familie. Când ne adunăm cu toții să discutăm de bune, de rele, de ce ni s-a mai întâmplat, ne așezăm la masă. Așa e și aici. Mergem, dăm ceva de mâncare și vorbim despre ce a fost, cum a fost, ce i s-a întâmplat, ce are nevoie, ce nu are nevoie. E un instrument. Pentru mine personal, mâncarea caldă care ajunge la oamenii din stradă este un instrument nu doar să acopere o nevoie de bază, pentru că omul care este flământ face orice până la urma toate, dar mă ajută să ne cunoaștem și ca ei să aibă încredere. Din stradă încercăm să îi motivăm că se poate mai mult. Cât împărțim mâncarea, vorbim, ce ai făcut, găsim un punct tare al fiecăruia și încercăm să le dăm o speranță de viață, pentru că nu, toți sunt cu ochii triști, cu fața întunecată. Și așa ajung aici, unde suntem acum, în centru rezidențial. Programul de masă din stradă, în schimb, este foarte costisitor, pentru că nu putem merge cu mâncare gătită de aici. Trebuie o mâncare care să fie certificată de la o unitate certificată. Dacă ceva se întâmplă unuia dintre ei, noi trebuie să avem o hârtie la mână să dovedim că nu s-a întâmplat din cauza mâncării pe care am dus-o. Și astfel că masa caldă pentru 50 de persoane, de exemplu, da? Pentru 50 de persoane, pentru 4 luni, ajunge la un cost de 12.000 de euro în condițiile în care am negociat foarte mult prețul unei porții de mâncare. Programul nu se rezumă doar la distribuirea hranei. Echipa mobilă interacționează zilnic cu persoanele fără adăpost, oferindu-le asistență primară, haine și încălțăminte, în colaborare cu Serviciul Voluntar de Ambulanță. De asemenea, o studentă la medicină s-a alăturat echipei pentru a oferi asistența socială primară. Pentru noi, ca și fundație, din veniturile noastre este un cost foarte mare și atunci am încercat tot timpul să găsim variante astfel încât să putem să mergem cu ceva care să le fie și bun pentru ei. Iar în cadrul primăriei există o lege 350 care permite primăriei să sponsorizeze diverse programe ale ONG-urilor locale. Am aplicat prima dată acum 3 ani, cred. Și a avut un succes foarte bun, pentru că rezultatul final nu este doar oamenii care au mâncat în fiecare zi. Rezultatul final sunt oamenii care din oamenii din stradă ajung mai departe și se schimbă, nu mai sunt niște asistați sociali. Această continuă conexiune cu cei afectați permite fundației să identifice persoanele care sunt dispuse să își reconstruiască viața. Cu toate dezamăgirile și eșecurile trăite, viața pe stradă reprezintă singura lor certitudine. Această inițiativă se desfășoară pe o perioadă de 4 luni și presupune o investiție de aproximativ 12.000 de euro pentru asigurarea hranei. Psihologul și șeful de centru rezidențial, Simona Petroaie, sublinează că această sumă nu este mică, dar această acțiune este crucială pentru a aduce lumină în viețile celor care au nevoie de ea.